Salutare, salutare, vin săptămâna asta cu un nou machiaj și am decis să-l fac și românește, n-am și în engleză, dar și pentru voi. Este un machiaj gotic, ok? Și ce vreau de data asta, în loc să fac machiaje gotice negru, 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 am decis să pun câteva culori și săptămâna asta o să începem cu roșu, ok? Pentru a începe, vrei să iei un săpun? Ok, și o periuță. Dacă ai o periuță de dinți și ai folosit-o și e veche, sterilizează-o antes. Sper că a zis bine. Vrei să iei un pic de apă și să freci pe săpun și să îți aplici pe sprâncene. Pentru ce? Pentru că așa scapi de păr. Dacă ai sprâncene groase ca ale mele, în general fetele care folosesc un machiaj gotic au sprâncene foarte subțiri sau inexistente, direct le depilează de ei. Așa că vrei să încerci să le ascunzi un pic. După aceea, cum sunt destul de negruță, am nevoie de ajutor, ajutorul machiajului pentru balbii. Așa că eu o să aplic câteva tonuri mai deschise decât pielea mea. Dacă ai norocul de a fi albă, bun pentru tine, eu cum trăiesc în Spania e greu, greu să stai albă. Oricum, odată ce te-ai albit, vrei să iei o bază pentru machiaj, okay, un fond de ten, o culoare destul de deschisă și vrei să încerci să-ți ascunzi sprâncenele cu cât mai posibil, cu atât mai bine. Eu de asemenea vreau să dau un pic de culoare. Chiar dacă deasupra o să aplic o culoare neagră pentru sprâncene, vreau să aplic un pic de culoare, așa că o să folosesc aceeași culoare pe care o folosesc pentru ploape. Pur și simplu iei și vrei să desenezi un pic, să dai un pic de formă sprâncene. Trecem direct la machiajul ochiului. Pentru ploape o să folosim numai două culori. Culoarea vaniliei, okay, este un bej foarte, foarte deschis. Și un roșu foarte puternic. Încep prin a pune roșu pur și simplu pe toată ploapa ochiului. Ok? Fără nicio frică, sau dacă ți-e frică, încep puțin câte puțin. Dar o să vezi cu timpul că este destul de ușor și vrei să-l amesteci pur și simplu. Vrei să iei, în același timp o să iei culoarea aceea bej și vrei să difuminezi pur și simplu. Ca să creezi efectul acela fumuriu. De asemenea, cum vrem să facem un machiaj un pic atipic, desenez o liniuță în partea interioară a ochiului pentru a crea ochiul acela de pisică. De ce? Pur și simplu că arată mișto. Nu am motive. Trebuie să ai grijă ce fel de culori folosești, pentru că, în general, culoarea roșie, dacă o aplici pe ploapa inferioară, pe ploapa de jos a ochiului, o să vezi că îți dă senzația asta de a fi bolnavă. În cazul unui machiaj gotic, cred că de fapt vine bine, pentru că fetele gotice în general au punctul acela de fetiță de porțelan, de fetiță care pur și simplu se rupe în momentul următor și de asemenea au un... machiajul lor creează un efect de bolnăvicios, așa că nu vine chiar atât de rău. După aceea, ca să dai un pic de lumină totuși ochiului, vrei să aplici aceeași culoare șampanie, aceeași culoare bej deschis pe ploapa superioară a ochiului, doar în centru. Fetele gotice în general nu folosesc fard pentru obraj, dar cu machiajul ăsta vrem să fie un diferit de restul, aplici un roșu foarte, foarte, foarte palid pe obraj și deasupra sprâncenelor, doar ca să subțiezi un pic fruntea. Nu vom aplica mult negru, pentru că chiar dacă este un machiaj gotic, nu vrem să folosim prea mult negru, doar pentru a crea un machiaj diferit, așa că încearcă să faci o linie, un contur destul de subțire, numai atât necesar cât să îți pui sprâncenele false. Cât să-ți pui genele false. Oh, scuze. Ok? Odată ce ai terminat cu
ochiul cu ploapa inferioară și cu a contura. Vrei să aplici cu un creion negru același, un creion negru vrei să aplici în ploapa interioară, vrei să știi pur și simplu tragi de ochi și desenezi înăuntru. De asemenea, pentru sprâncene vrem să le redefinim. Încerci să le ai cu cât mai subțiri, cu atât mai bine. Pentru că, în general, machiajul gotic, fetele au sprâncene foarte, foarte, foarte sus. Apar un pic ca drag queens. Nu știu dacă înțelegeți terminul ăsta. Și după aceea, multe dintre ele au desene mici, cum ar fi cârciuvițe și punctulețe în jurul ochilor. Cu asta, dacă vrei să fii creativă, pur și simplu desenează. Vezi că nu-ți place, ștergi, aplici iar. Odată ce ți-ai pus genele false, vrei să aplici câteva de câteva ori un rimel, doar pentru a redefini ochiul. Și suntem aproape terminate. Pentru buze, folosește un roșu foarte, foarte, foarte puternic, aproape aceeași culoare pe care ai aplicat-o ochilor. Și pentru a da efectul acela de machiaj gotic, vrei pur și simplu să fie creionul de ochi, cel de toată viața, și îți conturezi buzele ca și cum ți le faci cu contur pentru buze. Și vrei să amesteci puțin câte puțin, astfel încât să ai buzele mai închise spre exterior, și cu cât se apropie mai mult de centrul buzelor, cu atât mai roșu. Odată ce ai terminat, părul pur și simplu ți-l piepteni înapoi pentru a-i da mult, mult, mult volume, și după aceea îl bați așa cu palmele puțin câte puțin, doar pentru a crea un pic mai mult de volum. Sper că v-a plăcut machiajul și vă aștept în un următor. La revedere! Vă rog frumos, spune ce culori vreți să fac următoarea. Eu o să le fac toate oricum. Bye, bye!